MPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Aminoplant. Am revenit, doamnelor și domnilor, pe ultima parte a emisiunii noastre. De la această oră vreau să discutăm un pic și despre acest PNRR, da? Spunea ministrul agriculturii că nu e nimic tranșat vis-a-vis de irigații, că cei din Comisia Europeană cer pe mai departe niște explicații pe care noi trebuie să le dăm, încât banii de acolo să poată folosi și pentru structura asta de irigații. Vă interesează aspectul ăsta? Puteți iriga terenurile pe care le lucrați? Nu. Și să spun de ce, Ovidiu. Lucrurile sunt foarte simple și am susținut asta de foarte mult timp și de foarte multe ori. Nu avem o lege a arendei, da? Pământul, în afară faptului că nu-l avem în proprietate, nu-l avem pe 7 ani, pe 10 ani, să poți să faci asemenea investiții. În momentul în care, să zicem că proiectul o să aibă un succes remarcabil, în momentul în care faci irigații, bineînțeles că omul, având contract pe un an, pe doi ani, o să-și ia o arendă mare. Și tu n-ai ce să faci. Că deja investițiile sunt făcute. O să trebuiască și... Na, pe de parte. Pe de altă parte, sistemul vechi de irigații nu mai poate fi refăcut în pe principiul acesta. Uitați-vă la Israel, uitați-vă la Spania, uitați-vă la Italia. Funcționează alte principii în irigația modernă. Nu mai putem să, sau putem să irigăm local, localizat. Poate 300.000 de hectare sunt rentabile, profitabile economic să le irigi. Cele care au apa lângă ele. Bun, și restul ce facem? Păi, noi tot asta vorbim, că, na, da, vorbim de irigații în condițiile în care tu poți să irigi 500 de mii. Au găsit o altă formulă, spun gestionarea apei, tot... Gestionarea apei se face cu totul și cu totul altfel, pe principii moderne, cu lacuri de acumulare, cu puțuri forate, cu picături, cu irigații cu picurarea. Altele sunt principiile irigației moderne. Nu e rentabil, mai ales în România, în condițiile arșiței din România. Și uitați-vă anul trecut și cei care au irigat. Că a fost mai rău să bage bani anul trecut și în irigații și pierderea a fost dublă față de cei care n-au irigat. Este un concept depășit și nimeni nu atrage atenția. Toți vorbim despre irigații, când dă un pic de secetă, iar ne întoarcem la subiect. Dar irigațiile sunt valabile în continuare doar pe 500.000 de hectare în România, adică extrem de puțin. De acord, domnul Angel? Eu am fost de la început pe amenajerele locale. Deci la început. Însă vroiam să vorbesc de PNR-ul ăsta pentru că tot aici la masa asta ați împărțit banii ăștia de, când ziceam eu 4 miliarde, dumneavoastră ziceați 5, 6, mai erau doi invitați, tot spuneam acolo. Și ați văzut ce ziceam? Constanța Sărace aștepta 550 de milioane de euro. Da. Încet, încet, nu. Eu, ministrul, l-am ascultat și eu pe domnul ministru ce a spus. Văd cu totul și cu totul altă declarație. De ce ne-a respins al lui Dan Barna, care e viceprim-ministru? De ce ne-a respins? Pentru că ce s-a spus aici e poate tangențial cu ce spunea domnul Ionuț privind gestionarea apei și principii moderne de irigat. Adică noi n-am putut să nu am putut să convingem, că acolo trebuie să convingem. Deci nu avem convingere. Dar și eu sunt așa, pentru că trebuie infrastructură nouă de irigat, deci o să, dacă se dă de reabilitare, sau că știți că toată de una a fost pentru reabilitarea sistemelor de irigat, însă eu care sunt pe treapta a treia de la Dunăre care vin, va trebui să investim foarte, să băgăm foarte mulți ab în norma de udat și atunci nu este rentabil din punct de vedere economic. Atunci tot aici trebuie să ajungem. Cum creăm acele amenajări locale? Adică că vor fi cu puțuri forate, că vor fi cu lacuri de acumulare, ceva trebuie găsit și ce trebuie făcut pentru ca să nu ne mai confundăm. Și eu sunt că dacă avem 2000 de hectare, nu cred că vom putea iriga 2000, dar măcar să irigăm 5-600, să putem să facem producție încât să compensăm și pierderile celelalte. Nu știm de unde vor veni banii, nu știu.
Eu, din punctul meu de vedere, cred că am văzut astăzi că și la energie ar fi ceva probleme să au fost respins programul. Nu-l văd cum este. Acum, acolo unde se putea și unde există sisteme, gen Constanța sau gen Brăila, e păcat că nu se dau bani, e păcat că nu s-a convins, e păcat că nu se face, pentru că acolo au aproape, au canalul, au... De la pentru că ne-am dus la fel, da, cu un program valabil și bun la toate și valabil pentru toată țara. O, nu este așa. Nu, e, nu poate fi. Da. Nu poate fi. Sunt lucruri particulare. Iar europenii numai da, de prostie adică... nu pot fi acuzați. Da. Oamenii au citit bine printre deci... rândurile proiectului. Deci ei nu vor general, ei vor particular. Adică nu poți să aprobi, să dai semnătura pe niște bani care se vor cam pierde. O parte din ei nu se vor pierde, că vor fi pe orizontală. Bani, atenție, care se duc afară. Pentru că tu nu ai echipamente, nu ești producător de echipamente, de niciun fel. Da. Dar marea majoritate a banilor vor fi cheltuiți aiurea și sortiți eșecului. Și de asta oamenii au văzut că ceva e în neregulă cu proiectul de irigații românesc, cu versiunea românescă. Supărarea mea mare este că ni se taie banii pentru... racordarea la gaz. Trădeam și noi speranță să vedem să vină gazul și să ne modernizăm și noi în sate, să vă aducem satele la nivel la Europei de Vest, să poată să stea tinerii în sat, că degeaba le-am asfaltat, degeaba are apă, degeaba are canalizare, dacă nu are și gaz. Pentru că lemnele de foc e o mare problemă, lemnul de foc e o mare problemă pentru locuitorii de la câmpie, o mare, o mare problemă. Deja s-au scumpit lemnele și e vorba și de comoditatea în sine, ceea ce înseamnă. Și atunci e și cazul că tânărul fermier va sta și va sta și soția lui, păi soția lui poate să fie orășeancă și o să spună, eu nu mă mut de la oraș să vin la țară de la gaz, să plec la dat focul la plită, să dau la sobă sau la ce mai sunt acum mai moderne, centralele care sunt pe lemne. Deci poate că și aici este o problemă, dar aici s-a motivat că există plan de redresare și reziliență. Da. De redresare și reziliență, care trebuie ajută statele din Uniunea Europeană pentru a trece mai ușor pentru ceea ce a fost pandemia și ceea ce este COVID-19. Dar m-am pus și o întrebare, cum o fi asta la cultură, că am văzut că la cultură a fost una din proiectele aprobate, agreate de către Comisia Europeană. Văd că Comisia Europeană e foarte drastică și probabil că n-au fost proiectele bine întocmite. Și mă gândesc, dacă ministerele nu poate să-și facă proiecte bine întocmite, cum ne mai cere nouă de la localități, de la ferme, să facem proiecte bine întocmite? Că, vedeți, așa cam tragi concluzii. Trebuie să ai oameni, că sper că există un corp de experți, de consultanți. Avem destui consultanți, sunt consultanți care să facă aceste proiecte bine. Ce trebuie, ce nu s-a înțeles? Că probabil ceva nu s-a înțeles și probabil s-a dus cu o schiță de proiect și nu cu proiecte în sine. Care înseamnă, probabil că le cere până la, să justifici până la ultimul metru pătrat de ce vrei să faci. Adică management extern. Extern, da. Da. Asta este soluția. Așa este. Așa, da, cum întreaga România este managerul extern și... telespectatorii dumneavoastră inteligenți citeți bine printre rânduri, așa și aici trebuie management extern. Sunteți de acord cu management extern, domnul Ilisei? Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat când eram foarte supărat pe ce ne se întâmplă, am propus să avem un guvern polonez. Dar, da, corect, să ne orientăm la cei care au făcut business și au atras bani pentru fermierii lor și au ținut la fermierii lor să-i urmărim pe polonezi și eu aș vrea să și avem multe de învățat de la ei și ne-am dorit să avem niște polonezi printre noi care să ne învețe cum au făcut ei. Adică e un lucru chiar foarte indicat să facem așa ceva. Dar stați puțin, adică iertați-mă un pic, domnul Ilisei, îi suspectați pe ai noștri că n-ar ști cum să facă? Adică n-am avea niște minți luminate acolo care... Nu suspectăm nimic. Așa. Dar ne uităm la realitățile altora. De acolo pornim. Fără a arăta cu degetul pe ai noștri. Păi da, da, dar e implicit, practic, arătăm. Acum 20 de ani, prin Europa, găseam la muncă polonezi, cehi, albanezi, da, și foarte puțin români. Acum, în Europa, găsești doar români. Până și albanezii s-au întors în patria lor.
Nu mai găsești picior de polonez, unul nu mai găsești. S-au întors în țara lor pentru că cineva a aplicat aceste proiecte europene, a cheltuit cu înțelepciune banii europeni și Polonia duduie astăzi. Ai noștri români, vorbim de 5 milioane de români, ceea ce înseamnă 1 pe 2 din românii care muncesc, sunt plecați. Și sunt plecați ăia puternici, ăia sănătoși, ăia cu mintea la ei. Da, dar vă mai aduceți și nouă ne rămân bețivi, bolnavi, bătrâni și să curgă un fluviu de bani în România, n-ai cu cine să-l cheltuiești. Să implementezi proiecte. Da, numai cu cine? Vă mai aduceți aminte când au plecat printre primii români în străinătate, ce bucurie la nivel da, de conducere, pentru că an de, de an de zile, bani în așa țară. Este, an de zile au trimis bani și banii lor au fost utili, pentru că i-am văzut pe toată orizontala în economie. Dar oamenii nu mai trimit bani. Oamenii și-au dus deja copiii la școală. Oamenii sunt integrați. Au murit părinții lor. Nu mai au de ce să vină în România. Nu mai au de ce să trimită bani. Acum este un adevărat dezastru că oamenii ăia sunt plecați. Este un adevărat dezastru că există două Românii. Și că nu mai ai cu cine să muncești. Și că nu ai legislație care să-ți permită să aduci oameni din țările unde salariul mediu este de 30 de dolari pe lună. Uitați-vă la Germania, care și-a rezolvat problema cu sirienii. Că noi am zis, Germania, uite, a primit un milion. A primit un milion ca să-și rezolve îmbătrânirea populației. La noi, când au venit sirieni, au început să plângă. Când au nimerit în greșeală în România. 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Polenizarea naturală asigură un spor de producție și calitate culturilor dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Bun, am revenit în direct. Aș vrea să vă dau și un contraexemplu, nu din dorința de a discuta în contradictoriu. Săptămâna trecută am fost undeva în Tellerman, la Dobrotei, și acolo am stat de vorbă cu mai multe familii de români care lucraseră în Spania și nu un an, doi, trei. O familie lucrase 17 ani, un an, 9 ani și s-au întors în țară și să vă spun și de ce. Spuneau odată că, mă rog, e dorul de casă, de familie și așa mai departe, cu toate că acolo au foarte multe rude că au plecat practic generații întregi în străinătate, dar mai îmi spuneau că într-un fel sau altul s-au și egalizat veniturile, mai mult sau mai puțin, adică orice om care ar pleca acum, vorbim de perioada asta, nu de cei care au apucat să plece. Cei care au apucat să plece, unii într-adevăr s-au stabilit acolo și au cumpărat locuințe și au dat copiii la școală, s-au integrat. Alții și-au luat și cetățenia țării respective. Ăia mai greu să reîntorc. Dar cei de acum spuneau respectivii că nu prea mai au motive să plece acolo pentru că veniturile de acolo cu cele din România sunt sensibil egale. Cei drept în România, birocrația e mult mai mare și asta le dă și lor multe bătăi de cap, dar în rest lucrurile s-au cam echilibrat. Adică poate că asta a fost perioada asta de exod a românilor în străinătate și poate că ea ușor să stopează. Ovidiu, să te audă Dumnezeu și să ai dreptate. Eu îmi doresc lucrul ăsta, că și la polonez sau la alte țări pe care le-ați... Eu te contrazic pentru simplu motiv că văd situația asta zi de zi. În cei 850 de angajați pe care i-am. Eu văd fluxul ăsta, îl observ. Și nu știu dacă 1% dintre românii plecați sau 2%, ceea ce e un procent foarte mic, se întorc. Și e o chestie secvențială, e o chestie de moment, e o chestie de pandemie. Românii nu se mai întorc. Și dacă se întorc, se întorc foarte, foarte, foarte puțin și în general se întorc cei care n-au reușit. Care nu prea ai ce să faci cu ei. La dumneavoastră există problema asta, domnul Ilisei. În fond și la urma urmei, sunteți chiar un exemplu. Ați trăit în Canada câțiva ani, da? Și v-ați întors în țară. Da. Eu nu am fost printre cei care am trimis bani, poate foarte puțin. Eu m-am întors cu mulți bani și am investit în business-ul ăsta în România și m-am întors din drag de a fi în țara mea și a face
ceva aici. Adică eram la un nivel în care să zic că nu mai aveam nevoie de mulți bani să o duc bine acolo. Și am venit cu bani în România, am investit aici, dar vedeți, lucrurile, mi-e drag să fac afaceri în România, dar te lovești de birocrația asta care n-ar trebui să fie. Încă există în România, nu știu, o invidie, să zic așa, cât de cât, între cei care fac afaceri și cei care sunt la stat. Adică cine îi oprește să nu se ducă și ei în afaceri? De ce să eu cred că dumneavoastră ar trebui să invidiați pe cei de la stat, la ce lefuri sunt acolo și ce avantaje. Cu siguranță mulți dintre angajații noștri din privat invidiază pe cei de la stat. Sunt convins de lucrul ăsta. Mă râs că te liberau. Nu mai vorbim. Deci, eu am revenit în România, am 15 ani de când m-am întors și sunt unul și mai aveți, banii din Canada strânși? Nu, eu în România portofelul e foarte subțire, în schimb am foarte multe betoane în curte și banii sunt în betoane, dar portofelul e subțire rău de tot. Dar ce să spun, nu mai am viața de acolo, nu mai am, cum să spun, mă duceam în vacanțe aici de când m-am întors, muncă, dar sincer, parcă nici nu mai îmi doresc vacanțele pe care le făceam când eram mai tânăr, orică am îmbătrânit, orică m-am uzat cât de cât cu munca asta pe care o fac zi de zi. Mie îmi place ce fac. Încă o dată mă refer. Viața de aici e frumoasă să o faci în agricultură, dar când te lovești de câte unul care te dă înapoi 20 de ani, parcă te doare sufletul așa. Am venit în țara asta să muncesc, să fac bine, să angajez, să plătesc taxe și impozite. Și vine câte unul care e plătit tot de mine și îți trântește câte una de asta în cap, așa, de zici, de ce m-am mai întors? Da, e o întrebare, dar probabil că i-ați găsit răspunsul până în clipa de față. Nu știu câte minute mai avem de emisie. Poate 5 minute. Bun. Haideți să folosim cele 5 minute pentru a trage câte o concluzie și totodată pentru a adresa un gând bun conaționalilor noștri, indiferent că sunt în țară sau sunt peste granițele țării, că în scurt timp vom avea o sărbătoare mare pentru creștinătate, vin Sfintele Paște și cred că cu toții trebuie să fim un pic mai chipzuiți, mai buni, să gândim poate și un pic mai pozitiv, chiar dacă nu de fiecare dată avem motive, dar să sperăm că Dumnezeu își va întoarce ca de fiecare dată fața către noi ca și popor, ca și nație și va așeza lucrurile pe direcția bună, că până una alta cu Dumnezeu am mers înainte și o să facem și de acum încolo. Domnul Anghel. Da, concluzia este că de câte ori vin aici la dumneavoastră, măcar totuși cu energie pozitivă și că trebuie să mergem mai departe cu agricultura și să nu cumpele care le-am avut, am trecut pe stele de anul trecut și nu mai vor fi și altele. Într-adevăr, poate că guvernanții noștri, poate că parlamentarii se uită la emisiunile dumneavoastră și de aici atrag niște concluzii, că sunt și oameni care muncesc și oamenii ăștia într-un fel sau altul trebuie să ajutați. Pentru că ei asigură mâncarea pentru populație și fac și suntem fermieri comerciali care noi facem, vindem, deci nu producem numai pentru consumul nostru. Pentru că se apropie cât de curând Paștele, ce să zic, un Paște fericit, cu sănătate, cu multă, multă sănătate și un an agricol cât mai bun și sănătate pentru toți fermierii din țara asta care știu că în permanență sunt pe câmp, în permanență sunt cu gândul să facă producții, în permanență le tremură inima, ce se întâmplă, plouă, nu plouă, ce e acolo și totdeauna se gândesc pentru binele țării astea, așa cum zice domnul Ilisei, domnul inginer Ilisei, care s-a întors din Canada, că a venit aici și vrea să fie patriot, sperăm ca în nu vrea să fie, este patriot. Da, vrea să fie și patriot, este patriot, că de-aia s-a întors de acolo și să fie, să putem să-i întrecem pe polonești. Eu am fost în Polonia, am stat 3 săptămâni, am fost
pot să spun că am fost acum 15 ani, vreau să mă duc acum din nou, că atunci i-am văzut și nu i-am văzut așa la un nivel foarte ridicat. Probabil oamenii ăștia au evoluat. Păi atunci erau plecați, ce povesteam da, mai devreme. Da, erau plecați. Nu, i-am văzut că erau pe acolo, că tot am întrebat, noi eram, chestionam, eram prima pe vreme și tot chestionam, și am luat-o pe jos, că eu mă duceam până localități, că astea eram pânsate, haide să ne înțelegem. Și totul ca să fie bine, să ajungem și noi. Dacă polonezii au putut, putem și noi. Mulțumesc. Ce să zic, două aspecte. Eu sunt un munte de optimism, așa, în general, dar ca să putem să fim optimiști, trebuie să aducem realitatea în față și să vedem de unde plecăm. Realitatea astăzi este cruntă, atât în agricultura românească, cât și în economia românească. Asta este lucrul rău. Lucrul bun este că suntem foarte jos și avem un potențial enorm de creștere. Avem potențial nu să importăm 70% din mâncare, avem potențial să exportăm foarte multă mâncare. Asta este cert. Asta este lucru bun din tot răul economiei românești, din tot răul agriculturii românești. Că există un mare potențial. Mai sunt lucruri pozitive, într-adevăr, că unii dintre tinerii români au început ușor, ușor să fie atrași și de partea de agricultură. Au început fermierii mai în vârstă să facă ceva plus valoare, să creeze business-uri și să-și atragă în felul ăsta tinerii care nu iubeau agricultura, dar iubesc banii. Banii înseamnă prosperitate, înseamnă acces la civilizație, înseamnă atracție și pentru tinerii noștri, pe care nu știm cum să îi fixăm. Deci, închei pozitiv, ca să zic așa, nu de COVID, ci plin de sentimente bune, de speranță, că lucrurile se vor îndrepta în agricultura românească, că încă o dată, slavă Domnului, avem potențial. Fiind în săptămâna aceasta plină de semnificații religioase, nu trebuie decât să gândim foarte bine și să trăim cu speranța care oricum un agricultor, un fermier o are tot timpul în suflet, pentru că altminteri n-ar putea după un an atât de dificil să plece să-și are câmpul. Urăm tuturor fermierilor, urăm tuturor românilor cu acest prilej, sărbători liniștite și o mai multă înțelepciune în a lua deciziile care trebuie luate. Mulțumesc. Domnul Irisei, 30 de secunde. Și la obiect mă refer aici la românii care sunt în străinătate, îi rog să promoveze produsele românești, să se gândească continuu la țara de unde au plecat, să trimite în continuare bani în România, când au posibilitatea să revină în țara noastră și să investească aici, iar celor de pe meleagurile natale, când mănâncă, să se gândească la noi, care producem mâncarea, să mănânce românește, banii să învârt în țara noastră dacă mănâncă românește, și la toți românii, atât din țară cât și din străinătate, le doresc un Paște fericit și liniștit. Mulțumesc tare mult, același lucru vă doresc și eu, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor Agro TV, sărbători cu liniște, cu pace, cu bucurii, să ne vedem sănătoși și să aveți parte de tot ce e mai bun. Până atunci, Doamne ajută, numai bine!